bună dimineața. Welcome to our home. Baza de pregătire a FCSB și-a deschis porțile. O proprietate imensă în Berceni, aproape de șoseaua de centura capitalei, este de aproape 8 ani Casa Roșalbaștrilor. Peste 10 milioane de euro s-au investit în bijuteria în care FCSB se pregătește zi de zi. Pentru doi dintre cei mai importanți oameni din club, a devenit casă și la propriu. Trăiesc mai mereu aici, doar când trebuie să traversez București să vin la emisiuni, plec. Altfel n-am de ce să plec. Și acum mai am un companion, Elias Caralambus, care a preferat să locuiască în bază decât să stea la hotel sau într-un apartament. Principalii beneficiari ai bazei sunt jucătorii, atât cei de la echipa mare, cât și toți juniorii Academiei FCSB. În bază există 7 terenuri, 2 destinate echipei mari, care se antrenează chiar acum în spatele meu, și 5 sunt destinate juniorilor. Ziua de lucru la FCSB începe de vreme. Fotbaliștii au ritualurile lor. Nu mănânc dimineața, am băut cafea. Pregătirile de dinainte antrenamentului sunt minuțioase. Toți știu ce au de făcut. Asta este jucăria voastră? Da, una dintre. Nu știu dacă e cel mai bun prieten. Sau dușman. Cred că e dușmanul lui Târnăvanu. Și numai lui Târnăvanu. Și al lui Vlad și al lui Udrică. Dar pentru asta ne antrenăm. Să ne facem prieteni, nu dușmani. Să domesticim un pic de atacanți. Începe antrenamentul și regula e clară. Toată lumea trebuie să dea 100%. Atât antrenorii cât și preparatorul fizic Tommy Neubert sunt atenți la fiecare mișcare a jucătorilor. Joacă în gleză la galben, ușor înapoi. Înapoi, spate! Înapoi! Mihai Pintilie e în mijlocul evenimentelor. A abandonat cariera de jucător acum 3 ani și jumătate, dar chemarea gazonului e încă puternică. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo, Vali! Joacă, joacă, joacă! 30 secunde! 1, 2, 3, 4. Bravo, Nana! Cel mai greu antrenament este al portarilor. Dacă în timpul unor meciuri este nevoie de câteva plonjoane, la pregătire acestea se numără cu sutele. Vreau să dai la gol. Da, bravo, Fane, una, două, și hop! Da, poziția! Oh! Bună, și! Una, două, trei, și hop! Da! Bravo, Răzvan! Jocul școală e preferatul tuturor. Fotbaliștilor le plac mingea, poarta și adversitatea. Bun. 40 de oameni muncesc la baza FCSB pentru ca jucătorii să aibă tot ce le trebuie. Cred că un club mare de afară are sute. Nu cred, știu. Doar că mulți sunt foarte mulți ani aici și fiecare știe ce are de făcut. Nu cred că am mai avea nevoie de completări. Bucătăria este aproape la fel de importantă ca terenul de antrenament. Alimentația este esențială pentru sportivii de performanță. Marius Falan este bucătar la FCSB de 30 de ani, iar provocările sunt mereu aceleași. Meniul lor este variat și diversificat. Fiecare zi încercăm să le facem tot altceva, să-i surprindem. Suntem așa între ciocan și nicovală, trebuie să le acoperi și necesarul caloric, carbohidrat, proteină după antrenament, să faci preparate și pentru sportiv, că nu poți face ca la nuntă. Este în funcție de antrenamentele pe care le au. Este un ciclu săptămânal, trebuie să le reduci puțin carbohidrații la început de săptămână, să le crești spre finalul săptămânii când se apropie jocul pentru a le da energie. După un antrenament, după efort susținut, să le încarci cu proteină. Ce produc Marius Falan și ajutoarele sale poate fi luat și la pachet.
patronul nostru le permite să ia mâncare acasă, tocmai pentru a evita servitul mesei prin diverse locații, prin diverse care nu le-ar face bine, ca sportiv. Tocmai pentru a fi sigur că mănâncă corect, că mănâncă bine, le-a dat voie să ia... Secretul oricărui bucătar este calitatea ingredientelor. La FCSB nu se face excepție. Acum, mult timp înainte, mezeluri de la marketuri, de la unde ne puteam aproviziona. Și a venit, băi, tată, astea sunt cancer, nu mai dați în viața voastră la băieți. Mergeți și luați de unde vă trimit eu, la preț evident, triplu decât este. Ei, și de atunci în fiecare zi mănâncă pe partea de mezeluri, numai mezeluri de mare calitate. Ne trimite brânză făcută de dânsul și de mama dânsului. Îi spunea la un moment dat, băi, mama face brânza asta, zice, să ai grijă să mănânce băieții. Baza din Berceni are toate facilitățile unui centru sportiv de top. Ne doream de mult. Din primul meu mandat să avem o bază, am plecat și spre finalul anului 2016, Vasi Giambazi, efectiv ne-a surprins pentru că The Silent a făcut, ok, nu ce e acum, dar tot ce la momentul ăla era perfect pentru o echipă cu pretențiile noastre. Este dintre cele mai importante aspecte ale vieții cotidiene, pentru că dacă n-ai locul tău unde să spui perița de dinți, ai o mare problemă. Ne aflăm în vestiarul roșalbaștrilor, locul unde jucătorii se schimbă înainte de fiecare antrenament și își petrec o mare parte din timp. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I make it to the top, yeah, I commit. Și tot ca un club mare, facilitățile nu sunt doar pentru seniori. Condițiile juniorilor sunt similare cu cele de la prima echipă. Aceștia beneficiază de două bazine de refacere, unul cu apă caldă și unul cu apă rece. Pentru juniori, Meme Stoica și-ar dori mai mult. Am eu un mini proiect în minte, aș vrea să facem un teren cu dimensiuni reduse, împrejmuit și cu acoperiș de plasă. Am văzut la Coverciano cu foarte mulți ani înainte, aș vrea să-l facem sintetic, pentru că aș vrea să-i dezobișnuiesc pe cei care locuiesc aici, pe copii, să se joace în camere cu joystick-uri. Mai bine să iasă afară, să joace tenis, basket, orice alt sport, dar afară. Pentru că asta mă frământă în primul rând, dependența asta a tinerilor. Și nu numai a tinerilor, că văd că sunt și oameni mai în vârstă care joacă în continuu nenorocirile astea de jocuri video. La FCSB provocarea e clară. Condițiile sunt la cel mai înalt nivel. Echipa e așteptată să răspundă în mod asemănător pe teren, adică să aducă titlul așteptat de 9 ani de către fanii roșalbaștrilor. S-au făcut performanțe în trecut și fără să ai o bază la nivelul la care este baza noastră de acum. Dar clar crește calitatea fotbaliștilor în momentul în care ai tot ce-ți dorești la dispoziție. Și acum chiar stăm foarte bine. Adică nu văd ce ar mai trebui să avem pentru a performa.